Bă, uite la cât de opresc geamurile astea. Deci eu de afară nu văd nimic. E ceață. Din interior văd totul. Mamă, perfect. Neața și bine ați venit la un nou episod din Ark Survival Evolved pe Valguero. Astăzi o să facem ceva mult mai special. Trebuie să avansăm un pic în tehnologie pe aici, pe la bază, pentru a putea prinde Rex și Giga, tot felul, să facem criopoz, să facem o grămadă de chestii. Avem mult de lucru. În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați intrat pe clip și că ați apăsat butonașul de like și mulțumesc că s-au strâns 13 like-uri la episodul trecut. Văd că urcăm ușor, ușor. Mă bucur enorm că apreciați seria și că vă place ceea ce fac. Și am făcut un pic episodul 7 și 6, sunt un pic mai editate. Să-mi spuneți dacă sunt ok, deși nu prea îmi plac capturile cum au ieșit și chestii. Iar în episodul 7 era un pic obosit, vorbea mai lent, mai așa. În fine, să terminăm cu vorba. Vreau mai întâi să facem fabricator, să facem o grămadă de chestii, trebuie să craftăm arme și tot ce ne trebuie pentru a putea bate un Giga, un Rex, tot ce avem nevoie. Avem dinozauri de bază, am prins în episoadele trecute și Castor și Doedicus. Avem materiale default pentru bază, adică piatră și lemn, ca să putem să ne facem și baza. Și episodul ăsta o să facem pe aici, o să facem și turnul, să-l mai înălțăm. Și cum a zis, turnul ăsta vreau să fie înalt până la limită. Și o să facem scale pe el roata așa, să facem pentru abonați. Momentan tot văd că se dezactivează comentariile de la YouTube. Nu înțeleg de ce, le activez eu înapoi. Și nu prea am adăugat pe peretele abonaților. Dar o să văd acum, le-am activat iar înapoi. Voi astăzi vedeți episodul 5 abia cu Argent Avis-ul. Și o să văd în episodul următor, o să apară de la episodul 5 cumva ce abonați au scris acolo. Oricum vă adaug pe toți pe rând. Și hai să dăm drumul. Nu uitați, dacă vreți să apareți și voi pe peretele abonaților acolo, pe turnul abonaților de fapt, scrieți în comentarii cuvântul Zacuscă, iar cei care îl scriu și sunt și abonați, o să fie adăugat și peretele. Îi avem până acum peretele abonaților pe Maria Dogaru, Andrei Basca, Letal și Marius. Hai să mergem, hai să ne apucăm de bază. Vreau mai întâi să facem un fabricator, să vedem ce ne trebuie pentru fabricator. Și narcotice ar trebui. Cred că o să până se fac narcoticele. Hai să ne uităm numai. Avem o grămadă de carne putrezită. Da, așa e. Bun, o să vreau să facem narcotici o groază, ca să putem face gloanțe și tot fel de chestii. Spunem și asta aici. Și asta și arma. Perfect. Și metalul o să ne trebuiască. Mai întâi să vedem ce ne trebuie nou pentru fabricator. Asta ne trebuie. Fabricator. Așa, l-avem aici. Ulei 10 și spark powder avem. Cristal avem 15. Cimentic paste avem și metal avem. Bun, hai să luăm niște ulei. Pentru că avem super aproape. Ca să putem face fabricatorul. Nu știu acum dacă aș lua un kilo, dar nu cred că pot eu să merg cu un kilo până aici, sub apă. Știu că avem ulei chiar aici. Am mai sărit și eu așa. Dacă dădeam de ceva niște dinozauri pe aici. Bun, avem ulei chiar aici. Cât aer am? Avem aer destul de mult. Bă, da, repede, rău merge. Hai. Hai să luăm niște ulei de aici. 14, 54, atât. Recapcăm și asta după aia să ne ridicăm sus, chiar dacă rămânem fără aer. Bun, hai sus. Nu cred că murim. O să ne ia puțin. Nu, nu luăm damage. Nu apucă. Perfect. Perfect. Bun, hai că avem destul de mult ulei acolo. Oricum, uleiul și pielea o să ne trebuiască să facem și. Și aici. Ah, ok. Să facem și combustibil. Plus, am văzut eu când am fost încolo, înspre casă, dar e departe, rău. E fain, oricum, că putem pune pompă de ulei acolo. Am văzut o locație. Chiar dacă e departe, când merge 500-600 ulei, cât se face acolo? E mult mai mult decât să stai să farmezi tu. Mai bine, dacă avem Yawning, mergem imediat. Bun, hai să punem uleiul aici. Deci, cam asta ar trebui. Ulei și... Ah, Spark Powder. Hai că avem Spark Powder. Spark Powder avem acolo o grămadă. O să luăm de aici 300. Opa. Avem aici în Simitic, poate o să mai trebuiască la ceva. Bun, hai să-l facem. Și acum o să lucrăm noi un pic la bază. Baza de aici o să vină trepte, dacă mă duc mai încolo o să fie prea abrupt și n-o să pot pune trepte până jos. Încoace e drept și o să venim încoace cu fundații, să o facem pătrată mare camera. Hai să trobitul ăsta e animalul nostru de companie. Bun, ce o să vreau eu acum? O să vreau așa. Fundații, astea sunt fundații S. Crafting. Fundații de piatră. Astea le-am făcut eu. O să vreau să luăm 10 momentan. Cred că am materiale pentru ele. Perfect. Bun, nu mai am? Ba da. A, n-am eu loc în inventar, dar nu pot eu scara atâta. El mi-ar aduce, dar n-am eu cum să iau. Da, ok, facem câteva. Sper greu.
Nu-i nimic. Hai să mai craftează din ele. Oricum, cred că avem ceva deja. De 11, bun, 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 bun. Vreau să facem mai multe. Mai adun. Am făcut și level up. O să băgăm în Fortitude, avem 30. Crafting skill. O să-l facem la 300 crafting skill-ul. Bun, crafting. 240 piatră pentru 10 cumva, dar nu cred că face pe 10. Încă 3. Avem 20 până acum. Mă, vezi că ne facem dita mai platforma. 2. O să fac 24. Nu știu exact dacă e 24 ok, dar eu mă gândesc că o să fie... Ne putem mișca? Ne putem mișca. Cred că 24 o să fie bine. What? What? De ce mi-a aruncat aia în aer? Mi-a pus în loc ei. Mă, deci o să venim așa, o să adăugăm aici. În plus. Așa, să venim și cu marginea asta, să o terminăm. Ca să fiu sigur că... What the fuck? Mi l-a pus strâmb, am pierdut două. Asta nu putem pune încă, pe copacul ăla, dar o să-l dăm noi jos. Bun. Vedem și asta. Aici dacă m-aș duce mai pot merge până în capăt? Da, mă lasă. Perfect. Deci ne extindem partea asta în toate. Aici am ăsta, ok. Aici nu mai lasă. Ok, deci nu mai lasă. Aici o să pot pune, dar e compost bine ăsta. O să-l scoatem, o să mai punem una aici. Cam asta o să fie baza micuță de început. Aici e copacul ăsta, o să-l dăm jos, că oricum aici e unul chiar lângă. Hai să dăm asta jos. Așa. Hai să luăm. Ăsta dă o grămadă de lemn ăsta. E ușor ăsta, nu-i greu de prea tare. Perfect. Hai să punem să vedem dacă merge. Perfect, perfect, perfect. Bun, și aici trebuie să mutăm noi ăsta. Ai pus și aiurea un pic. Deci avem, oricum nu mai poate crafta. Luăm totul. Vedem. Pick up, putem. Rename, demolish. Bun, așa. Băgăm și asta aici. Perfect. E perfect. E destul de mare baza. Acum zic că e enorm de mare. Putem să mutăm toate astea. Și... Aha, în kilo. Nu știam ce am văzut acolo. Bun. Hai să băgăm pe aici. Pești toate astea. Și ăsta, lemnul. Am o chestie pe aici. Piatra asta. Bun, să băgăm și astea la noi la fermă acolo. Și o să trebuia să mergem noi să mai luăm cristale. Am făcut eu fabricatorul. Dar ne trebuie cristale o grămadă. Aici ăsta. Asta cred că a făcut level în plus. Am și uite câte piatra are, 5 nivele. Bun, 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 bravo acolo. Strânge, strânge să fie. Astea au mai făcut, astea bat pariu că au făcut o groază. Hai că o groază. 47, 22, de să le luăm. Ceva o scris aici, ce nu-i? No fertilizer to deposit. A, nu am eu, ok. M-am speriat că nu are fertilizator, că cum de el are 3 înăuntru. Asta văd că se plimbă, oricum, e conectat el și la mâncare de aici, la troaca asta. Bun, acum o să băgăm și astea aici. Care în ăsta era? Da, în ăsta care ne-a putut. Băgăm și astea la făcut și o să trebuia să mai farmăm noi niște fructe. Bun, momentan așa îi. Uite, asta sparge acolo. Cred că, oare să facem noi din sticlă? Baza? Cred că arată dubios, nu? Hai să facem niște ferestre. Ferestre și uși duble, aș vrea și rampi. Deci, crafting, doors. Doors, unde sunt? Stone, 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 aici. Double door, unde era? Uite-l aici. ESU. Și ar vrea să fac din astea, cred că una, două, trei. Hai cu trei ieșiri. Perfect. Perfect, perfect. Bun, acum pereți. Mai aveam eu pereți aici. Că am făcut o grămadă, patru aluri. Deci, am zis că acolo, aici o să vină perete. Așa. Și pe aici o să-mi vină mie perete. Perete și aici o să vină un ușa, o să demolăm. Close auto demolish. Demolish. Ah, și tot cu ușii. Da, de asta. Și wall-ul ăsta la. Bun, pe greutate stăm bine, mă gândeam că o să ne încurce. Acum vreau să luăm tocul ăla lui și îl avem aici, 5. Aici o să vină, aici era rampa. Perfect, și hai să facem o ușă. Door. Door, double door, unde sale? Uite-le aici, uite și geamuri. Dar erau geamurile alea, o să trebuiască niște geamuri duble. Erau, parcă știu eu, ține minte, cum e asta? Window. Trebuie să fie niște geamuri, vine jumate de perete, jumate, așa, ca două căuri. Știu eu sigur că sunt și geamurile alea.
O să mă uit la piatră imediat. Mai te spune mușile. Inventar. Uite aici. Perfect. Avem ușa aici acum. Acum, geamuri simple mi-ar trebui 1, 2, 2 momentan și încă un perete. Hai să mai facem un perete. Nu am materiale destule. Haideți mai aici wall. Wall-ul ăsta. Așa. Și geamuri simple, una, două. Perfect. Așa. Și acum. Venim aici cu unul. Unu și unul aici. Perfect. Aici vine așa. Bun, un perete aici. Așa, și aici ne trebuie geam din ala dublu. Îmi face 6, nu-i nimic. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Ma, la fix. Asta o să scoatem noi de aici. O să facem noi o schemă aici, cumva. O să vreau să facem asta ușor și am o idee, dar nu știu dacă mă las să pun. Deci dacă m-ar lăsa ar fi genial, dar nu știu. Aveam eu un door frame. Deci dacă aș pune door frame-uri din alea, pe subțiri, ar fi ca niște stâlpușori sub asta. Dar nu cred că mă las bine. Las invidiosul. Hai să-l luăm pe asta un pic mai întâi. Merge? Perfect, perfect, perfect. Bun. Una. Și acum vreau așa. Gărduțul. Unde este railing? Nu mai văd. Asta șpaclu. O bană ceva ce este aia. Unde aici asta e? Dar vreau ESO. ESO ar trebui să fie și el pe uite aici. 5. Fă-mi așa 10. Cred că suficiente. Încă una aici. Venim acum și aici. Așa. Bun, asta ne rămân nouă de sămânță. Acum o să facem și doi pillar pe aici. Măcar în laterale, așa. Vreau să-l unim ca să nu iasă prin textură. Pillar. Pillar de stone. Large. Medium. Asta e small. One wall height. Da, asta îmi trebuie. Vreau așa, pe 1, 2, 3, 4. Perfect. Băgăm aici. Haideți de noi putem să tragem în jos. Eu dacă stau așa pe... Oh, ceva? Dacă pun Q, E... Deci cumva el mi-l arată aici, dar dacă iese în sus. Nu iese, perfect, mai putem pune unul sub el. Lasă-mă. Bun, perfect, perfect, hai că prinde contur. Deci mai băgăm și aici unul în capăt. Numai să mă la așa asta. Zim că n-a ieșit în sus. Nu a ieșit, perfect. Două. Asta e de șase. Una, două. Deci, una, două, trei, patru. Deci, unul pe aici așa ar trebui. Dar e ok. Pe mijloc, aici așa. Mamă, perfect. Perfect, se vede destul de ok că aici o să acoperi și scara. Și arată frumos. Nu stă suspendat așa. Hai că merge și așa. Aici o să vină scări. Bun, o să vreau eu astea. Dar nu pune astea. Să vedem. Habar n-am. Asta e mai bună. Bă, uite-le cât de opresc geamurile astea. Deci eu de afară nu văd nimic. E ceață. Din interior văd totul.
Dar o să arate urât dacă îl pune așa. Oricum, bă, e șmecher. Lăsăm two ways. Lăsăm normal, așa, să fie transparent, vedem în casă. Acum hai să ne jucăm un pic cu astea. Deci eu vreau așa, select model. Vreau no sides. Done. Băgăm la toate no sides. Așa. Ca să nu fie nimic pe aici, select model. No sides. Deci noi nici nu avem geam aici. Dar de fapt este. Acum eu, ca să nu arate urât, vreau așa. Mergem la ăsta. Vedem, au, ar veni aici. Îl are în ambele, nu. Asta s-ar putea pe mai departe? Da. Select model, B-ul, doar sus, ok, deci A-ul e pe lateral, B-ul doar sus. Side A, e doar partea de sus, B-ul e partea jos, C-ul e așa, D-ul e aici. Asta vreau eu. Și dacă aș vrea să am și jos și într-o parte, este așa ceva? Asta e U, asta e U pe o parte, C, ok, și dacă vreau invers, asta e L. Bun, și dacă eu merg și spun și aici, deci la ultima ar trebui să mă duc. Dacă ăla e B-ul, ar trebui să fie D-ul? Nu. C-ul? B-ul. Hai că merg din prima. Ar veni așa. Ia uitați să vă leacă chat. Acum ne dăm seama, select model. Corner A. D. Ia ziceți voi chat acum. Ziceți voi dacă nu. Băi, super OP. Hai să facem și ultimul. Hai că mi-am dat seama cum funcționează asta. Structuri. Les. Iau 1. Ziceți voi dacă nu e șmecher rău. Ziceți voi dacă nu arată șmecher rău geamul ăsta. Deci fiți atenți un pic cum. Faceți așa. Eu n-am știut pe harta erantă. Poți face așa ceva. Ar trebui aici A1. B. C-ul. Fiți atenți un pic. Fiți numai atenți. Și acum, ca să-l facem să arate cât de cât ok, o să mergem așa. O să dăm transparență. Dacă urc eu așa. Nu. 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 Zero patru asta. Deci aș pune o 10. Deci ok, așa. Copiem asta. Știți de ce? Că el arată fain așa. Opa, asta e bun aici. El arată fain, dar parcă e urât o leacă, nu? A, altfel. 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 Se vede că e sticlă cumva. Bun. Deci, și dacă aș pune doar in-out, nu. Out-in. Two ways, nu. In-out, nu, din in-out. A, da, se mi-o face la maxim, gen. Ok. Asta era că nu înțeleg o chestie. De aici văd așa, da, deci nu, trebuie să lăsăm default. Că deci el mi-o schimbă. Sau oare să fie dacă e in-out, să dau și aici update. 0-1. Nu. Two ways. Punem asta. Update. Bam. Aici. Transparență. Este o schemă și eu mi-am dat seama de ceva. Cred că trebuie să selectez one. Way in-out sau așa. Să-i dai update cu o anumită chestie. Mamă, dar ce cancerie. Mega am pornit, da. Acum se vede, arată sticlă, ziceți voi dacă nu. Acum se observă că avem, că așa când era invizibilă, arăta urât. Acum se observă că e sticlă, se reflectă un pic lumina. Exact ca sticlă arată. Mi se pare super faină. Geamul ăsta așa, mare din sticlă. Și aici avem. Structuri, glass. Nu mai avem, mai avem. Ok, o să continuăm noi și cu geamul ăla. Băiți, cam ăsta e episodul. Ne oprim aici. Sper că v-a plăcut. Am lucrat la bază. O să mai facem noi. O să fac metalul ăla. O să stau eu APK. Ca să punem și geamul ăla acolo. Și vedem noi în timp. O să mai upgradăm baza. O să facem. Îmi dați voi niște idei dacă vreți cum să modificăm ce să mai facem pe la ea.
să facem și mai șmecheră. Sper că v-a plăcut episodul, sper că v-am făcut baza și vizorul ăsta șmecheră aici, despre asta că de curent. Așa, o să modificăm și pe aici asta, o să mutăm frigider, chestii, poate să facem frigider de metal direct, să avem de toate. Și nu uitați, dacă vă place seria și doriți să vedeți cât mai multe episoade, pe și flori aici. Scrieți în comentarii ce ați vrea să vedeți nou la casă, chestii, și nu uitați să scrieți cuvântul Zacuscă ca să apăreți pe peretele abonaților, pe turnul abonaților. Acum nu mai putem vedea de aici, pe care o să-l upgradăm și pe el după ce terminăm casa și o să-l și înălțăm. O să-l upgradăm și baza și tot și scări, să vrea să începe să urcăm cu scări. Și scrieți ce dinozauri ați vrea să prind, să-mi dați niște idei. Și eu am să le iau random. Gen, mă duc azi, prindem ăsta, azi ăsta. Mai face ceva pe la bază și tot felul de chestii. Și nu uitați să apăsați de like dacă vă place seria. Aveți playlist în descriere. Și un share dacă ați dori să mă ajutați să creștem împreună, să fim cât mai mulți. V-aș fi recunoscător. Scrieți în comentarii, vreau să văd câți au ajuns până aici. Pentru a apărea peretele VIP. Să văd acolo câți sunt până aici. Scrieți șorici acolo, să văd câți abonați sunt abonați adevărați și au stat până la finalul videoclipului. Vă pup și respectiv, seara frumoasă, mă întoarce, eu am fost Scream și mulțumesc că mi-ați vizionat conținutul. Pa, pa!